Doctor Sleep. Filmul. Cartea n-am citit-o încă, dar o am. Ok, de la început trebuie să vă spun entuziasm pentru filmul ăsta. N-am avut. Trailerele nu au ajutat, m-au făcut să-l văd ca un TV show mai mult decât un film și am spus asta de repetate ori. Și da, știu, am citit Shining în trecut și am văzut și filmul și sunt mare fan Stephen King. Regizorul iar îl știu pentru că a făcut Haunting of Hill House of Hill ăsta pe Netflix, care e superb. Și îmi place Ewan McGregor prea mult, nu pentru Star Wars. Îmi place pentru ultimul sezon din Fargo și Trainspotting. Am tușit prea tare și acum pare că plâng, ceea ce e bine, că vă oferă cam mai multe emoție. Și totuși am zis să mă duc să-l văd. Îmi place Shining. Îmi place cartea mai mult decât filmul. Dar din nou, nu m-a atras faptul că filmul ăsta se bazează atât de mult pe filmul precedent, cu secvențele din filmul precedent, cel puțin folosite foarte mult în marketing, la greu în marketing, de la postere până la trailere unde arată secvențe din vechiul Shining făcut de Kubrick. Și nu înțelegeam de ce să-l văd, cu ce se ține ăsta on his own, știi? Dar s-au schimbat câteva locuri când am ajuns în cinema și a început filmul. Avem o poveste interesantă cu Danny. Cine-i Danny? E băiatul din Shining, copilul, dar acum a crescut și chestia din Shining, hotelul Overlook, îl afectează, strălucirea aia încă îl afectează și ce s-a întâmplat acolo. Și asta se vede ce fel de viață are și se vede cum vrea să își facă sau să-și pună viața pe picioare, să se pună el pe picioare. E într-o perioadă rea. Nu cred că ați înțeles nimic, dar e ok. Tot ok, îl vedem pe Dani ăsta care se culcă cu gagici, pe care le găsește prin baruri, bagă alcool și tot felul de prostii. La un moment dat spune, bă, gata, mă mut într-un oraș, vreau un nou început, mă înțelegi? E genul ăla de atmosferă, tot ok, te prinde de la început. Dar, într-o altă parte, există un grup de oameni care se hrănesc cu strălucirea. Strălucirea asta, The Shining, nu o are numai Danny. Sunt mai mulți oameni care au strălucirea. Iar grupul ăsta de oameni nu pot trăi, nu pot avansa în viață dacă nu au strălucirea. Această strălucire îi fac nemuritori. Ei trăiesc de ani de ani și nu mai îmbătrânesc pentru că prind oameni care au strălucire de la copii la adulți, nu contează, îi omoară și se hrănesc. Când îi omoară, le iese gazul așa pe gură, abureală de film să mor eu cu atâta aburi. Gen, le iese aburi din gură și ăștia și gata. Și îți dai seama că există un copil special. Dacă Dani era copilul special în prima poveste, acum există alt copil care este special, o fetiță. Ok, Dani știe prin ce trece fetița asta și la un moment dat îți dai seama că poate fac o echipă ca să învingă băieții răi. Punct. Asta e tot ce trebuie să știi. Când vine vorba de actor, ca să lovim din prima, Ewan McGregor a fost bun. Dar nu a fost atât de principal pe cât mă așteptam. A fost bun și a jucat partea. Mi-a plăcut, îți mulțumit. Atât. Fetița, în schimb, aproape cea mai bună din film. Interesant, s-a comportat ca un copil într-o situație din asta, vezi cum se comportă sau ce decizie ia când vine vorba gen să spună părinților despre treaba asta pe care o are ea, foarte fain, foarte fain. În schimb, răufăcătoarea, trebuie să o caut pe femeia aia că arată superb. Fața ei e foarte interesantă și se potrivește și ce e mai interesant e că nu e un monstru. Și asta ne întoarcem un pic la celebrul citat al lui Stephen King. Oamenii sunt de fapt monștri. Sau cei mai mari monștri sunt de fapt oamenii. Pentru că o vezi îmbrăcată în haine normale, bine, e un pic cam hipioată și are un joben, dar nu o vezi că se transformă într-un monstru din ăla generic. Dar cum vorbește, cum abordează și faptul că are slăbiciuni, știi? E gen, ok,
Îmi place rău făcut și nu știu ce se poate întâmpla în scena următoare. Foarte. Ea a făcut filmul pentru mine. La sfârșitul zilei, pentru mine, Doctor Sleep a fost un film care m-a mulțumit. Și sincer, asta e tot ce vroiam. Ia în considerare că am intrat în sală și nu știam ce caut acolo. În afară de faptul că sunt mare fan Stephen King și în afară de faptul că îmi place Ewan McGregor. Nu îs interesat, sincer, de continuarea Shining. Îmi place cum s-a terminat Shining. Am cartea, nu am citit-o încă. Din nou, din aceleași motive. Dar am zis, hai să încerc. Hai că poate mă surprinde. Și sincer, după ce am văzut filmul, sunt mult mai entuziasmat acum să citesc cartea. Chiar îmi place ideea. Consider că nu trebuia să existe. Shining s-a terminat destul de bine. Dar sper să găsesc în carte ceva surprize pe care nu le-am găsit în film. Fazele horror sunt foarte bune. Sunt de atmosferă și cred că scrie că e peste 18 ani. Cred că s-a schimbat ceva la cinema, nu știu ce, dar cred că de la filmul cu Joker, că de obicei la filmele care sunt R-rated dincolo, știi, prin America, R-rated, Deadpool, It, Joker, Logan, care vrei tu, de obicei astea la noi sunt 15 ani, sub 15 ani, nu sub 18 ani. Dar cred că s-a schimbat ceva de când a fost Joker în cinema și oamenii nu prea au mai fost de acord să fie sub 15 ani filmul ăla. Pentru că acum la Doctor Sleep, scria sub 18 ani de la începutul filmului. Am zis să arunc asta că mi s-a părut interesant, ținând cont că filmul nu are foarte multe faze brutale, adică It e mult mai înfricoșător decât ăsta cu anumite faze. Înțelegi? Mie mi se pare că se joacă mai mult cu capul tău și cu atmosfera decât să fie neapărat un mega horror. Trebuie să mă plâng de ceva? Muzica. Dacă credeam că o să mă plâng foarte mult de corecția de culoare și în continuare consider că nu arată film neapărat. Arată mai mult a TV show, sincer. Arată mai mult a miniserie filmul ăsta și durează foarte mult, nu știu cât are, dar mi s-a părut că nu se mai termină. Dar asta a fost marea mea plângere de când am văzut trailerul, e că arată a TV show cu corecția de culoare albastru-verde și în general cum sunt filmați oamenii, îmi aduce aminte de TV show și îi regizorul e un tip care a făcut un serial, un TV show foarte bun, ăsta cu Haunting Hill House azi, da, ăsta. Deci asta nu e neapărat o plângere, dar poate o miniserie cu 6 episoade ar fi fost mai bună? Poate, zic. Deși și în asta am primit toată povestea exact cum am vrut-o eu. Nu știu ce ar mai putea adăuga în 6 episoade, dar zic așa, feeling-ul, știi? Nu știu ce caută în cinema. Revenim la muzică. Sunt multe faze unde ar trebui să nu fie sunet deloc. Știi ce vreau să spun? Nu trebuie să-mi bagi o vioară în ureche, nu trebuie să-mi bagi un siu, ca să înțeleg că este un film horror. Câteodată, dacă nu lași niciun, dacă lași nicio, câteodată dacă scoți muzica dintr-un film horror și lași doar faza în sine să curgă și auzi poate cum plânge un om sau cum râde malefic o fantomă sau o creatură, e îndeajuns cât să creeze o atmosferă. Nu înțeleg de unde apăreau din stânga și în dreapta vioarele astea să-mi bag pula în ele și nu ajuta nici că eram 4 oameni în sală. Eu m-am dus cu un prieten și mai erau încă 2 oameni în sală. Atunci când e sala mai goală, sunetul e amplificat pentru că nu are de cine să se lovească. Când sunt mai mulți oameni în sală, se lovește de alți oameni, unul foșnește cu popcornul sau cu altceva, unul bea din suc, unul sună telefonul, înțelegi? Trebuie să cauți sunetul filmului când e sala plină. Dar când e goală, te doare cap. Deci da, sunetul chiar nu mi-a plăcut. Dacă îmi zic sunetul, mă refer la muzică. Ce am apreciat foarte mult în filmul ăsta e că e evident că e legat de Shining. E continuarea din Shining. Filmul vechi și povestea veche. Și mă așteptam la un moment dat să fie un cameo.
cu cineva. Spoiler, nu prea, nu este. Sau este. Au luat ruta pe care o ia Castle Rock, mai ales în sezonul 2. Folosesc alți actori, dar sunt aceleași personaje, atâta o să spun. Și mi s-a părut o idee foarte bună, pentru că a oferit o identitate acestui film. Very nice, apreciez asta. Nu pot să mă plâng de poveste că nu a fost rea. De ce am putut să mă plâng? M-am plâns deja. Actorii sunt foarte ok pe tot parcursul filmului. Este cel mai bun film horror al anului. Din punctul meu de vedere, Midsommar încă rămâne printre cele mai bune filme horror, dacă nu chiar pe anul ăsta. Dacă vrei să-l vezi la cinema, cred că merită, ținând cont ce filme mai sunt acum la cinema. Ăsta e cam singurul bun pe care să mergi cu băieții sau cu fetele sau cu cine mergi tu. Și chiar păcat că am impresia că nu o să meargă oamenii. Bine, mai este un film la cinema pe care ar trebui să-l văd ăsta cu Ford și Ferrari. Trebuie să-mi fac timp la un moment dat, dar vine Crăciunul și toate astea. Dar pot să spun că nu m-a dezamăgit, e chiar ok filmul. E chiar... îți mulțumim, nu am multe chestii de care să mă plâng. Și în același timp, într-un fel mă bucur că s-a întâmplat. Că mi-a trezit interesul pentru carte. Altă dumă. Nu știu cum merge filmul ăsta cu oamenii care nu știu nimic de Shining. Nu știu nimic de Stephen King, nu știu nimic de Shining, de povestea anterioară. Oamenii care poate intră acum la clipul ăsta și spun: "A, e film bun la cinema? Păi mă duc să-l văd." Dar nu știu nimic despre astea. De multe ori nu contează dacă n-ai jucat jocul sau nu știi câteva chestii de supereroi sau v-am mai spus treaba asta sau nu ai citit cartea unui film, v-am mai spus că nu contează, dar în cazul ăsta este o continuare și s-ar putea să pierzi câteva referințe, elemente pe care ar trebui să le înțelegi ca să meargă povestea mai departe. Deci cred că e destul de greu pentru oamenii care nu au văzut sau nu au auzit niciodată de Shining, dar sper să găsească ceva entertainment în el. Că și dacă nu știi The Shining, nu e un film rău, ci doar cred că o să fii confuz în anumite situații. Pentru mine, Dr. Sleep primește scut complet. E un film drăguț, e un film fain, nu e foarte horror, cel puțin nu mă pot gândi la multe faze unde am tresărit, ci mai mult poate am tresărit de la sunet pentru că era foarte tare și... și nu înțelegeam ce caut acolo. Dar da, este un film bun și ar trebui să dai banii pe el la cinema, mai ales dacă ești fan Shining. Ai văzut Dr. Sleep, Dr. Somnușor? Ce crezi tu despre el? Subscribe dacă vrei să devii locuitor, pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.